O problemă majoră cu care se confruntă dintotdeauna Spitalul Orășenesc din Târgu Neamț este lipsa resurse de rezervă în alimentarea cu apă potabilă. S-au căutat diverse soluții pentru această investiție costisitoare, care ajunge până la 100.000 de euro. Unul dintre motivele pentru care trebuia obligatoriu să ajungă a fost o cerere de finanțare la Ministerul Sănătății. Știm cu toții, la spital avem o problemă cu rezerva de apă. Și am cerut audiență la reprezentanții Ministerului Sănătății, unde am depus acel memoriu pentru a ne acorda o finanțare, așa cum am avut finanțări și în anii din urmă, pentru spital, să vedem cum găsim soluții să rezolvăm problema rezervei de apă. Este vorba de o investiție de aproximativ 100.000 de euro, cred că mai mult de 100.000 de euro, și sper că voi găsi înțelegere la Ministerul Sănătății să începem acea investiție, să rezolvăm problema apei la spital. O investiție vitală pentru orașul Târgu Neamț. O investiție care, din câte știu eu, în 2008 la fel a fost un proiect tehnic inițiat și făcut de fosta administrație locală. Acel proiect și în momentul de față se află undeva pentru un birou la Spitalul Târgu Neamț. Din păcate s-au cheltuit bani pentru proiect, dar finalitatea nu s-a realizat. Este vorba, cred că, de peste 2 miliarde de lei vechi. Bani din bugetul local. Am ținut să precizez acest lucru pentru a nu mai fi criticați noi cei din actuala administrație cheltuim banii altfel decât cum ar trebui. Asemenea, proiecte de genul acestei rezerve de apă mai sunt și în primăria Târgu Neamț și în spitalul Târgu Neamț, dar asta este altă discuție. În caz de nevoie, rezervoarele de acumulare ar urma să asigure rezerva de consum a spitalului din Târgu Neamț pentru o perioadă de până la 3 zile.